Salutare și bine v-am regăsit la povestea de seară. În această seară m-am gândit să mergem pe urmele rândunicii, o poveste scrisă de Julia Donaldson. Mierla Ciac învăța să zboare, la fel și rândunica Apollo. Așa s-au întâlnit și se pare că s-au ciocnit. Tu cine ești? A întrebat Ciac. Bună, eu sunt Apollo, sunt rândunică. Și ce bagi în burtică? A întrebat Ciac. În general, musculițe. Dar tu cine ești? A întrebat și Apollo. Eu sunt Ciac, sunt mierlă. Ești cam maro pentru o mierlă, i-a spus Apollo. Poate că acum sunt maro, dar într-o zi voi fi negru, i-a răspuns Ciac. Nu te cred, a continuat Apollo. Apollo i-a arătat lui Ciac cuibul lui. Acesta se afla pe un raft plin de pânze de păianjen din șopron. Nu să locuiesc mereu aici, într-o bună zi o să zbor în Africa, a spus el. Nu te cred, a zis Ciac. Ciac i-a arătat lui Apollo cuibul lui. Acesta se afla într-un copac plin cu flori albe. Într-o zi va fi plin de bobițe portocalii delicioase, a spus Ciac. Nu te cred, a zis Apollo. Zilele s-au mărit și au devenit mai calde. Apollo a început să zboare de colo-colo alături de multe alte rândunele. Se strângeau pe acoperișul șopronului și zburau de acolo toate odată. Ce faci? A întrebat Ciac. Exersez zborul către Africa, i-a răspuns Apollo. Nu te cred, i-a zis Ciac. Florile albe au căzut din copacul lui Ciac, iar în locul acestora au apărut niște bobițe mici și verzi. Într-o zi vor fi portocalii, i-a spus el lui Apollo. Nu te cred, i-a zis rândunelul. Ușor, ușor, bobițele din copac s-au făcut mari și și-au schimbat culoarea, trecând de la verde, la galben și cel din urmă la portocaliu. Acum Apollo o să mă creadă, a zis Ciac. A zburat la șură ca să-i povestească prietenului său despre bobițele portocalii. Vino la copac, vino la copac, i-a strigat el. Dar Apollo dispăruse, el și celelalte rândunele plecaseră spre Africa. Ciac a luat-o după rândunele, a zburat și a tot zburat până a ajuns la mare. Acolo a întâlnit un delfin săltăreț. Poți transmite un mesaj de la mierla Ciac pentru rândunica Apollo? A întrebat Ciac. E în drum spre Africa. Care este mesajul? A întrebat delfinul. Vino la copac, a răspuns Ciac și a zburat înapoi, ca să mănânce câteva bobițe portocalii delicioase. Nu am voie să uit mesajul, se gândește delfinul. Delfinul săltăreț a notat și a făcut sărituri și s-a scufundat. Da, iată pe delfin. I-a luat foarte mult timp să ajungă în Africa. Acolo delfinul a întâlnit o cămilă morocănoasă. Poți transmite un mesaj de la mierla Ciac pentru rândunica Apollo? A întrebat delfinul. Care este mesajul? A întrebat cămila. Păi mesajul este sare în mare, a spus delfinul. Da, cămila morocănoasă. Cămila morocănoasă a luat-o la pas, străbătând deșertul și s-a gândit la mesajul. Dublum. Până când a ajuns la un râu mare. Acolo a întâlnit un crocodil lacom. Poți transmite un mesaj de la mierla Ciac pentru rândunica Apollo? A întrebat cămila. Care este mesajul? A întrebat crocodilul. Păi mesajul este morocănos ca mine, a răspuns cămila. Care îi spune mesajul crocodilului? Iată pe crocodil. În drumul său prin râu, crocodilul cel lacom a notat și s-a repezit la tot ce se mișca în dreapta și în stânga. Până a ajuns la o pădure, acolo a întâlnit o maimuță jucăușă. Poți transmite un mesaj de la mierla Ciac pentru rândunica Apollo? A întrebat crocodilul. Care este mesajul? A întrebat maimuța. Păi mesajul este maimuță la ceai, a răspuns crocodilul. Maimuțele jucăușe s-au legănat din creangă în creangă până au ajuns la un smochin. Pe jos erau multe smochine stafidite. Din smochinele stafidite se hrăneau multe musculițe care la rândul lor erau vânate de multe rândunele. Am un mesaj pentru rândunica Apollo, a spus maimuța. Eu sunt. Care este mesajul și de la cine? A întrebat rândunica.
Este de la Mirla Ciac și mesajul este... Păi este... 1, 2, 3 și... A răspuns maimuța. 1, 2, 3 și... A repetat Apollo. Este un mesaj ciudat. Ei bine, sunt în Africa deja de jumătate de an. A venit timpul să zbor înapoi în grădină. O să aflu ce vrea să spună Ciac. Apollo și celelalte rândunele au zburat peste pădure, peste râu, peste deșert. Au zburat spre casă, peste mare, până au ajuns în grădină. Acolo, Apollo a zburat la copacul lui Ciac. Acesta era acoperit de flori albe. O mierlă mare a coborât în zbor. Îl caut pe prietenul meu, Ciac, a spus Apollo. Eu sunt, a spus mierla. Nu te cred, a zis Apollo. Tu ești neiurea, Ciac, era maroniu. Sunt la fel de sigur că sunt Ciac precum sunt, că ouăle sunt ouă, i-a spus Ciac. Și pentru că tot veni vorba, vreau să-ți arăt ceva. Da, se întâlnește cu prietenul lui, care acum nu mai este maroniu, este negru. Ciac a zburat la un cui din copac. În el stătea o pasăre maro. E timpul pentru o pauză de viermișor, Owena, i-a spus Ciac păsării maro. Iar în cui trei ouă. Rowena și-a luat zborul, iar Apollo a văzut în cui trei ouă verzi albăstrui. Le-a numărat. Deci mesajul nu era 1, 2, 3 și, ci 1, 2, 3 ouă, a spus el. Nu era așa, a spus Ciac. Mesajul era vină la copac. Păi am venit la copac și am văzut ouăle și mi se par minunate, a spus Apollo. Dar mesajul meu nu era despre ouă, ci despre bobițele portocalii, a zis Ciac. Bobițe portocalii, bobițe portocalii, văd că tu nu ai renunțat la povestea cu fructele portocalii, a spus Apollo râzând. Dar chiar au fost fructe portocalii, a spus Ciac. Au fost și vor mai fi. Apollo s-a concentrat. Bine atunci, a spus el. Te cred. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea din seara aceasta, iar vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!